În fiecare an, în ziua înălțării Sfintei Cruci, credincioșii din Dorburgea își îndreaptă pașii către mănăstirea Dervent, care sărbătorește și cel de-al doilea hram. Aceștia vin să cinstească crucile de leac, despre care tradiția spune că ar sări din pământ pe locul martirului a patru creștini. Credincioșii care au venit la sărbătoarea mănăstirii au avut prilejul să participe la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în demisolul Bisericii Celei Mari. După slujba ierarhului, a mers împreună cu credincioșii și preoții în tradiționala procesiune până la izvorul de lângă mănăstirea Dervent. Aici, la mănăstirea Dervent, mai mult ca oriunde cinstim Sfânta Cruce, pentru că aici, din pământ, au răsărit, cum spune tradiția, trei cruci de leac la care zilnic vin pelerini să se închine, să-și aducă durerile și necazurile lor înaintea crucilor de leac și sărutându-le și rugându-se cu credință adâncă să primească răspuns de la Dumnezeu, Cel care s-a răstignit pe cruce și ne-a dat crucea răscumpărătoare nouă pentru păcate și izbăvitoare de greutăți și de necazuri în viața noastră. Aici Sfânta Cruce este chiar hram al Bisericii. Aici Sfânta Cruce este legată și de izvorul tămăduitor cu apă vie, pururea curgătoare, într-un firicel de apă, dar care nu seacă, pentru că e apa credinței. A secat atunci când mănăstirea n-a mai avut o rugăciune, când a fost desființată. Firicelul își relua cursul de apă atunci când era sărbătoarea izvorului tămăduirii sau înălțării Sfintei Cruci. Dar iată, de la începutul anului 1990, când a poposit starețul vrednic al Bisericii Vechi, ctitorul arhimandritul Elefterie, atunci și izvorul și-a înnoit cursul său și iată, nevenind la acest izvor de leac, venind la crucile de leac și la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, trei minuni care se perpetuează aici la Dervent și pentru care pelerinii sunt însetați să vină să se înfrupte din aceste daruri sfinte. Istoria Sfintelor Cruci de la Dervent poate fi reconstituită în partea cu ajutorul poveștirilor din popor transmise din generație în generație. Astfel, tradiția vorbește despre patru creștini care au fost condamnați la moarte de către conducătorul cetății Dervent. Aceștia au fost duși în arenă și supuși unor torturi greu de imaginat. Pe locul unde au fost martirizați au fost găsite patru piese creștine în formă de cruce. Nu se știe momentul martirajului. De dimineață, înaintea Sfintei Liturghii, ierarhul a botezat în fluviu Dunărea un profesor din Statele Unite ale Americii care a fost atras de religia ortodoxă și a venit în România pentru a o cunoaște mai bine.